Alarmă în urmă cu mai puțin de o oră la metroul bucureștean. Foarte aproape de stația de metrou Aviatorilor, din cauza unei defecțiuni tehnice, un tren a rămas blocat în tunel. Oamenii au stat în vagoane aproape o jumătate de oră până când un alt tren a ajuns acolo și l-a împins pe cel defect până în stație. De aici pasagerii au coborât și și-au continuat drumul cu alte trenuri. În tot acest timp, circulația pe ruta Pipera, Piața Victoriei, nu a fost întreruptă, dar s-a făcut pe o singură linie. Garnitura cu probleme a fost dusă în depou pentru investigații și reparații.